vehicule și alte produse necesare, un cric hidraulic tip crocodil sau un elevator, un cric auto, o cheie dinamometrică, un tampon de protecție pentru cric, două tubulare de 15 mm și de 21 mm, un tors T50, un spray lubrifiant cu silicon pentru cauciuc, o vaselină care se reziste la temperaturi înalte și două coliere din plastic. Pe toate acestea le găsiți mai jos la linkurile din descrierea videoului. Înainte de a ridica mașina pe cric, va trebui să folosiți și un tampon din acesta de protecție pentru cric, să introduci undeva sub caroserie, ca să protejați caroseria. Puteți găsi acest set de tampoane de protecție pentru cric mai jos în descrierea videoului. Nu sunt scumpe. Acesta se introduce în locașul special de sub caroserie. Slăbiți prezoanele de la roată folosind o tubulare de 21 de mm. După aceea ridicați mașina pe elevator sau folosiți un cric tip crocodil. Și după ce ați ridicat mașina, scoateți prezoanele. Apoi scoateți roata. Folosiți un cric mai mic pentru a ridica puțin fuzeta și apoi desprindeți cablul de la senzorul plăcuțelor de frână de pe braț. Acesta este cablul de la senzorul plăcuțelor de frână. Va trebui să-l deconectați. Apoi desfaceți șurubul din partea de sus de la brațul superior folosind o tubulare de 15 mm și un tors T50. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Tutoriale Auto. Scoateți șurubul și apoi lăsați de cric în jos și apoi scoateți brațul de pe pivot. Scoateți siguranța de la burduful de cauciuc de pe pivot folosind unul sau două coliere din plastic. Le introduceți după colier și apoi trageți de colier în jos ca să-l scoateți. Siguranța am scos-o, am tras de ea și am pus doi șoricei ca să tragem de siguranță. Apoi trageți de burduf în jos și introduceți vaselină în interior. Așa arată după ce am desfăcut pivotul. Ungeți peste tot pe toate părțile, dați de pivot în stânga, în dreapta, în față și în spate și introduceți vaselina peste tot, să ajungă peste tot. Mișcați de acesta, faceți niște mișcări circulare ca să ajungă vaselina peste tot. Montați burduful înapoi și puneți siguranța la loc. Punem la loc cauciucul sau burduful de la pivot. Vă ajutați la fel cu acel colier de plastic să puneți siguranța înapoi pe poziție.
aplicați câteva jeturi de spray cu silicon și la celelalte două bușe de la brațul superior, vedeți cele din spate. Găsiți acest spray cu silicon mai jos în descrierea videoului. Am dat sus, în partea de sus, la cele două. Ridicați de cric pentru a prinde înapoi brațul în pivot și strângeți înapoi șurubul. Șurubul se strânge cu torxul T50 la valoare de 56 de Nm. Apoi montați înapoi cablul de la senzorul plăcuțelor de frână pe braț. După aceea lăsați cricul și scoateți-l afară. Scoateți cricul de sub mașină, montați înapoi roata și strângeți prizoanele la valoare de 175 de Nm. Nu uitați să scoateți și acel suport de la cric. Procedați la fel și la roata față de pe partea dreaptă, scoateți-o și ungeți cu vaselină pivotul. Și după cum puteți vedea, scățitul de la roata a dispărut. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube Tutorial Auto. Mulțumim!